Vă invit acum, frați și surori, să ascultăm cuvântul Domnului și citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26 și până la versetul 44, pagina 956 în Biblie. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o. Și-a dat -o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi invia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, a zis Isus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc în grădin numit Ghețiman și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mânească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenic și a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine parul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că le se îngreioaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte, Amin. Vă vis să ocupați lucrurile. Seara aceasta este una mai specială, așa cum am spus încă de la început, pentru că ne pune în atenția noastră sau ne aduce aminte de o secvență din viața Domnului Iisus Hristos și în mod special din ultimele zile care au precedat moartea și apoi învierea Lui. Și învățăm din Scriptură că într-o seară ca și aceasta Domnul Iisus Hristos și-a strâns lângă sine ucenicii ca să serbeze Paștele, Paștele evreilor. Și în timp ce erau la sărbătoarea aceasta, Domnul, Domnul, Iisus Hristos a instituit ceea ce a rămas scris în Scriptură ca și cina cea de taină. A luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, a dat ucenicilor, a luat paharul, a mulțumit, l-a dat ucenicilor și a zis, luat și beți, acesta este sângele meu care se frânge, care se varsă pentru mulți spre etarea păcatelor. Deci, mei, ori de câte ori ne adunăm la sărbătoarea cinei Domnului și în mod special când ne aducem aminte că a făcut-o Domnul într-o seară ca și aceasta, ar trebui să vedem cât de importantă este lucrarea aceasta pentru viața noastră creștină. Când ne uităm la pâinea care se frânge sau la rodul viței care se varsă, dragii mei, vorbindu-ne despre trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, în frângerea aceasta ar trebui să vedem limitările noastre spirituale. Noi avem, oameni, o mare problemă. Și problema asta a noastră se cheamă păcat. Cine poate să o rezolve? Ce am putea noi să facem înaintea lui Dumnezeu, să trecem dincolo de zidul acesta care ne desparte și care se cheamă păcat, să putem fi în comuniune cu Dumnezeu, noi, niște oameni păcătoși din această lume? Cine ar putea să facă lucrul acesta? Dragii mei, păcatul se plătește. Am mai spus lucrul acesta aici și știți foarte bine. Cine ar putea să găsească un preț suficient de mare să plătească păcatul acesta înaintea lui Dumnezeu și să fie ispășit, să fie izbăvit de păcatul acela? În psalm spune cuvântul lui Dumnezeu, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Din perspectivă umană, noi nu putem să plătim prețul păcatului nostru. Și atunci Dumnezeu a zis, plătesc eu. Adică a trecut dincolo de limitările noastre, de neputința noastră de a rezolva problema păcatului și a plătit Dumnezeu prin Hristos, slăvit să fie numele Domnului. În frângerea aceasta noi vedem limitările noastre spirituale. Dar în frângerea aceasta a pâinii și în rodul viței care se toarnă, dragii mei, adică în, în jerfa aceasta a Domnului Iisus Hristos, noi ar trebui să vedem valoarea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, dumneavoastră, acceptați că aveți valoare înaintea lui Dumnezeu. Acceptați lucrul acesta. Noi niște păcătoși, oameni fără merite, oameni fără vrednicie, oameni care nu avem cu ce să-L impresionăm pe Dumnezeu, să putem spune că suntem valoroși pentru Dumnezeu? Se poate lucrul acesta, dragii mei? Știți în Vechiul Testament, psalmistul David zicea în psalmul 8 așa Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Sau în Cartea Iov zice ce este omul ca să îți pese atât de mult de el Să-l cercetezi în toate diminețile Vă puteți gândi, frați și surori, că Dumnezeu din cer se gândește la noi. Că Dumnezeu din cer, că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Vă puteți gândi la lucrul acesta, dragii mei. Asta înseamnă că avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Dar în frângerea asta, dragii mei, noi trebuie să vedem iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus Hristos n-a fost un accident. N-a fost un faliment. Moartea Domnului Iisus Hristos nu a fost pentru că uh, autoritățile romane sau cele evreiești au fost mai puternice l-au prins pe Domnul Iisus Hristos și l-au pus pe cruce și l-au omorât, dragii mei. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost un act benevol, de bună bunăvoință dacă vreți, de iubire desăvârșită pentru noi. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât l-a dat pe Fiul Său să moară pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. să fie numele Domnului! Dacă este importantă jertfa Domnului, de care noi ne amintim în cina Domnului, putem să ne permitem să o tratăm cu ușurință, frate și surori? Ce ziceți? Cu nebăgare de seamă? Sfânta Scriptură ne spune că fiecare trebuie să se cerceteze pe sine așa să mănânce din pâinea asta, să bea din parul acesta. Și există în practica creștinilor serioși. Și accentuez. În practica creștinilor serioși. Există această preocupare ca înainte de cina Domnului, spuneți dacă nu e așa, să fie mai atenți cu viața lor. E adevărat? E așa, frate și suri, sau nu așa? Poate că la generație mai înaintate în vârstă, da? Adică să fie atenți cum vorbesc, cum se relaționează la ceilalți, și dacă s-a întâmplat ceva în perioada premergătoare cinei Domnului, să stea cumva înaintea lui Dumnezeu să-și mărturisească păcatul, pentru că vor să fie liberi atunci când întind mâna și iau bucățica de pâine sau o paharul, să soarbă din rodul viție care s-a turnat în pahar. Există practica asta sau nu există? Pentru că zicem noi e important cum stau și mă împărtășesc să nu atrag o sânda lui Dumnezeu sau judecata lui Dumnezeu asupra ființei mele. Dar, dragii mei, în această seară vreau să spun ceva despre perioada de după cina Domnului. E important înainte, atenția cu care abordăm viața noastră, gestionăm viața noastră. Pentru ca să stăm înaintea lui Dumnezeu, la masa Domnului, să stăm liberi, dragii mei, și să stăm cu inima și cu cugetul nostru curat înaintea lui Dumnezeu. Dar e importantă perioada de după cina Domnului. Spuneți că nu așa cum, cum, cum încerc să vă explic în seara aceasta. Spuneți că după ce am stat la masa Domnului, ne-am împărtășit, am simțit acea împlinire sufletească pentru că am împlinit ce spune Sfânta Scriptură, lăsăm cumva gardă jos. E adevărat sau nu e adevărat? Nu mai suntem la fel de atenți. Nici cum vorbim, nici cum ne purtăm, nici cum ne, ne, relaționăm unii la alții, lăsăm garda jos. Pentru că atunci când vine următoarea cină, cu câteva zile, să încercăm să gestionăm viața de peste lună. Domnul Iisus Hristos a stat la masă cu ucenicii și a zis așa, în perioada asta, noaptea asta, de după Cina Domnului. Trebuie să vegeați. A spus sau nu a spus așa? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pentru că perioada de după Cina Domnului este la fel de importantă, dragii mei, ca și perioada de dinaintea Cinei Domnului. De aceea, dragii mei, vreau să predic în seara aceasta, în câteva minute, în continuare, despre... Pericole spirituale după momente speciale. Sau pericolele de după cina Domnului. Și Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne lumineze, Dumnezeu să ne ajute să pricepem că nu putem să ne permitem, după ce am stat la masa Domnului, să lăsăm garda jos și să trăim. Cum ne vine, dragii mei? Pentru că a trecut perioada aceea când trebuia să fim atenți, să veghem, să nu cumva să vină judecata Domnului peste noi. Dragii mei, primul pericol pe care vreau să-l spun în seara aceasta este ignorarea avertismentelor spirituale. Când stătea Domnul cu nici la masă, Domnul le-a transmis niște avertizări. După momentul ăsta, în noaptea aceasta, vor sta în fața voastră niște provocări. Acum vreau să vă întreb, după ce vom pleca de aici din casa Domnului, vor sta înaintea noastră provocări sau nu vor sta? Nu le știu care sunt. Dar cu siguranță sunt. Și în toată istoria biblică, Dumnezeu din cer a transmis anumite avertizări oamenilor, în general sau anumitor oameni speciali. Avertizarea înseamnă să vină Dumnezeu să spună mai dinainte cam ce urmează să se întâmple. Și apoi să ne prevină Dumnezeu cu anumite consecințe care pot avea loc. Bună oară, Iosif era în temniță, avea niște tovare și acolo, pitarul și paharnicul și i-a văzut într-o dimineață mai abătuți, mai triști, a început să le pună întrebări și unul a spus ce a visat și a spus celălalt ce a visat. Și Iosif din partea lui Dumnezeu îi spune pitarului cam ce o să se întâmple. da frații mei, peste trei zile împăratul o să te ia, o să te spânzure, o să mănânce carnea ta păsările cerului. Dumnezeu îi spune dinainte ce o să se întâmple. Cu ceva vreme după aceea, faraon are două vise. Cu vacile grase, cu vacile slabe, cu spicele pline, cu spicele goale. Și Iosif se duce înaintea împăratului, înaintea lui Faraon. Și din partea lui Dumnezeu, Iosif spune ceea ce urmează să se întâmple. Vor fi șapte ani de belșug și apoi șapte ani de foamete. Dar, deci nu doar că spune Dumnezeu mai dinainte. Dumnezeu este cel care spune consecințele care pot avea loc dacă nu acționăm într-un anume fel. Domnul Iisus Hristos a spus așa lui Petru, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. E un avertisment sau nu e un avertizment? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Adică atunci când vine provocarea asta, băgați de seamă cum, cum stați, cum vegheați sau nu vegheați, vă rugați sau nu vă rugați. Pentru că, dragii mei, atunci când ignorăm avertizările lui Dumnezeu, nu facem ceea ce așteaptă Dumnezeu să facem. I-a spus... Iosif lui Faraon atunci când i-a tâlcuit visul acela. Dumnezeu a făcut de cunoscut lui Faraon ce are să facă. Pune un gestionar iscusit plin de Duhul lui Dumnezeu care să știe să gestioneze ce are să facă atunci când Dumnezeu, dragii mei, face, pune înaintea noastră aceste avertizări, Dumnezeu așteaptă să acționăm într-un anume fel. A ignora aceste avertizări. Înseamnă să nu facem ce vrea Dumnezeu să facem. Știți că Domnul Iisus Hristos cu privire la, la viața pe care o trăim, la vremea pe care o trăim, a făcut niște avertizări, știți? Despre zilele astea pe care le trăim noi. Cum le gestionăm, dragii mei, avertizările astea? Ținem cont de ele sau nu le băgăm în seamă? Ne sunt în mintea noastră, răsună în mintea noastră avertizările acestea sau nu răsună în mintea noastră? Să știți, zicea Domnul Isus Hristos, când în zilele acestea oamenii se vor uri unii pe alții, se vor ucide unii pe alții, se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Vreau să vă întreb, se întâmplă asta în vremea noastră? Ținem cont de avertizarea asta. Să nu se înmulțească fără de legea, ca nu cumva dragostea să ni se răcească. Dragii mei, a ignora avertizările lui Dumnezeu înseamnă a nu ține cont de ceea ce vrea Dumnezeu să facem, de felul în care Dumnezeu vrea să ne comportăm. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, dacă pune înaintea noastră avertizări de felul acesta, să ne ajute Dumnezeu să facem ce zice Dumnezeu, să vegem. Al doilea pericol, dragii mei, este, pe care îl găsim în textul acesta, este împrăștierea. Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite, adică se vor împrăștia. Știți că Domnul Isus Hristos, când a început lucrarea în lumea aceasta, pe pământul acesta, a început să adune oameni lângă El. L-a chemat pe unul, l-a chemat pe altul, l-a chemat pe altul. Și-a adunat oamenii în jurul persoanei Lui. Și știți că biserica lui Dumnezeu este o adunare de oameni în jurul persoanei Hristos, Domnul. E adevărat sau nu e adevărat? Și-a adunat pe ucenici în jurul unui obiectiv. Știți care a fost obiectivul pe care l-a pus Domnul în fața în ucenicilor? Să facă din ei ceva. I-a luat de la lucrurile obișnuite, din viața obișnuită i-a luat de la preocupările lor de fiecare zi la pescuit sau cine știe pe unde dragii mei altul pe la vamă. și le-a pus înainte un obiectiv și toți s-au unit, s-au adunat în jurul același obiectiv să facă Domnul Iisus Hristos din ei ceva, pescar de oameni Dumnezeu ne-a strâns ca biserică, suntem o adunare de oameni, suntem strângi ca ai lui Dumnezeu, în jurul persoanei care se cheamă Hristos ce unui obiectiv. Care e obiectivul lui Dumnezeu cu privire la noi? Să facă din noi ceva. Ne-a luat de unde eram și fiecare știți pe unde erați. De la ce eram? Ne-a pus, ne-a adunat, ne-a dus lângă Sine să facă din noi ceva. Și, frați și surori, dacă, aș fi să vă, dacă ar fi să vă întreb în această seară. Ați ști cam ce obiectiv are Dumnezeu cu privire la noi sau nu? Acum, sunt mai multe expresii în Biblie să facă cetățeni împreună cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Să facă din noi lumina lumii, să facă din noi martori ai Lui. Am putea zice că ne-am adunat împreună și avem mereu același obiectiv. Sau nu putem zice lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, împrăștierea noastră, are loc atunci când Hristos nu mai este același pentru fiecare dintre noi. Pentru un este doar uh, un personaj de duminică. Pentru alții este un mare proroc, un mare învățător, un mare medic. Și noi ne ducem din locul acesta că nu o să putem sta toată viața între patru pereți aici. Nu înseamnă că dacă ne-am ne despărțit fizic din locul acesta, nu putem să fim uniți în jurul persoanei lui Hristos sau în jurul același obiectiv. Dar dacă noi l-am pierdut pe Hristos, nu mai este Hristos pentru noi ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Dragii mei, noi suntem împrăștiați. Ucenicii s-au împrăștiat la alte obiective, la ale lor. Și a zis Petru la un moment dat, mă duc să prin pește. Dar Domnul de acolo l-a luat. De acolo l-a chemat și a zis, Petre, vino să fac din tine pescar de oameni. Și atunci când parcă totul s-a năruit, că l-au prins pe Hristos, l-au pus pe cruce, l-au pus în mormânt, Petru a zi mă duc să prin pește. Alt obiectiv. Mă rog, Domnului, și e, e rugăciunea în mea înaintea lui Dumnezeu de ceva vreme, Dumnezeu din cer să ne adune, să ne strângă. Noi ne adunăm ca și comunitate mare, dragii mei, cel puțin duminica în locul acesta, peste săptămână mai puțin. Dar întrebarea mea este oare chiar suntem adunați cu sufletul nostru înaintea lui Dumnezeu? Suntem toți înaintea lui Dumnezeu în Hristos? Sau avem o religie pe care am moștenit-o de la părinții noștri și încercăm să o practicăm venind la casa lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne firească de lucrul acesta. Să ne adunăm, să ne strângem, să fim una în Hristos, îndreptați spre același obiectiv. Să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al treilea pericol, dragii mei, este neglijarea rugăciunii. Dumneavoastră, cei care sunteți în locul acesta, obișnuiți să vă rugați sau nu obișnuiți? Obișnuiți să vă rugați mai mult înainte de cina Domnului. Frați și surori. Poate unii da și au și spus da. Pentru că avem, avem, această concepție în mintea noastră că perioada de dinainte este importantă, este pregătitoare. Dar de ce nu ne-am rugat și după cine Domnului? Pentru că Domnul Iisus Hristos i-a luat cel puțin pe trei cu sine, s-a dus undeva mai departe și a zis, rămâneți aici, vegheați împreună cu mine. Și după un ceas s-a întors și-a găsit dormind și-a zis, un ceas, n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă! Deci, mei, rugăciunea mă ține orientat spre Dumnezeu. De fiecare, în fiecare zi viața pe pământul acesta, dragii mei, mă aleargă în toate părțile. Avem planurile noastre, avem, avem lucrurile pe care să le facem în fiecare zi. Când mă iau și mă pun la rugăciune, mă adun și mă concentrez spre Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, avem nevoie de momente în care să fim îndreptați spre Dumnezeu. Spune unul dintre evangeliști că după ce a spus aceste cuvinte, Domnul Isus Hristos a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului. E asta o concentrare spre Dumnezeu. O îndreptare spre Dumnezeu. Sau aici spune Sfânta Scriptură, s-a aruncat cu fața la pământ, chiar dacă nu avea privirea spre cer. Vreau să vă întreb în rugăciunea asta, Domnul s-a concentrat cu atenția spre Dumnezeu, cu ființa lui spre Dumnezeu. Tată, dacă este cu putință, fă să treacă de la mine paharul acesta, Rugăciunea serioasă înseamnă, dragii mei, să ne concentrăm spre Dumnezeu. de e importantă rugăciunea. Și arată dependența noastră de Dumnezeu. De mila lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu, de răspuns. Sunteți aici oameni care așteptați răspuns de la Dumnezeu pentru vreo problemă sau vreo întrebare pe care o aveți. Aveți nevoie de răspuns de la Dumnezeu. Cartea Daniel spune, Sfânta Scriptură, că atunci când împăratul a avut un vis și I-a trecut așa, l-a, la l -a uitat și a chemat pe înțelept să îi spună visul și tâlcuirea. N-a știut nimeni, n-a putut nimeni să facă lucrul acesta și a început să fie omorâți înțelepții. Și Daniel s-a dus la și lui și au stat înaintea lui Dumnezeu să le dea Dumnezeu răspuns. Știți că au scăpat, dragii mei, din cauza faptului că Dumnezeu le-a dat răspuns. Depindem de Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu de răspuns de la Dumnezeu. Când neglijăm rugăciunea, oamenii ăștia, dragii mei, au neglijat rugăciunea. După cina Domnului, oamenii ăștia au neglijat rugăciunea. Domnul le-a spus, rămâneți aici, vegheați împreună cu mine și apoi l-a mai spus, vegheați și rugați-vă. Și iar au dormit. Neglijăm rugăciunea atunci când avem impresia, dragii mei, că ne descurcăm fără Dumnezeu, când ne bizuim pe, pe, înțelepciunea noastră, pe puterea noastră, pe abilitățile noastre, momente în viață când nu avem nevoie de Dumnezeu. Și spuneți noastră sincer înaintea lui Dumnezeu, dacă nu au fost momente în care, în care, am zis, fără Dumnezeu ne descurcăm. Și apoi au venit alte momente. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură despre, despre Samson când dali uh, Dalila l-a tot întrebat, l-a tot întrebat și l-a legat cu funii la acelea, și spune la un moment dat că și-a zis în sine: Când dar a zis, Filistene, să te ta, o să facă și înainte. Și s-a încordat ca și înainte. Nu știa că Domnul se îndepărtase de el. A crezut că se descurcă. Fără Dumnezeu. Că nu-l avea pe Dumnezeu atunci. Și-au pus mâna pe el și l-au pus în temniță și au scos ochii și l-au pus la rășniță. Și când a fost o sărbătoare acolo, dragi mei, știți că Samson a avut nevoie de rugăciune. Și zice, Doamne, mai dăm putere, numai de data asta. Că nu mă descurc fără tine. Am crezut odată că mă descurc. Am neglijat rugăciunea, nu mă descurc. Doamne, mai dăm putere, numai de data asta. Și Dumnezeu i-a dat putere. Neglijăm rugăciunea atunci când avem impresia că ne descurcăm fără Dumnezeu. Atunci, dragii mei, când. Nu urmăm un model, modelul lui Dumnezeu în rugăciune. Știți că Domnul Iisus Hristos este model pentru noi să în rugăciune? Știți asta? Se retrăgea din când în când și în noaptea să se roage. Ucenicii se duceau pe mare, traversau dincolo și ele era sus pe munte să se roage. Sau erau, în altă parte el era la rugăciune. Pentru că Domnul Iisus Hristos le-a arătat lor, ucenicilor, și le arată nouă. Cum se tratează lupta cu cel rău? Cum se abordează lupta cu cel rău? Prin rugăciune. Spune la un dat lui, lui Petru, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca pe greu. Puteți să continuați noastră ce a zis Domnul. Dar eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința ispitirea asta, sau cererea asta, dragii mei, dacă vreți, Domnul Iisus Hristos a abordat-o cu rugăciune. Momentele complicate de viață, zicea Domnul aici, sufletul este cuprins de o tristare, ca de moarte. Cum tratezi un asemenea moment din viață? Mă duc până acolo să mă rog. E model pentru mine, dragii mei. Dar ascultați-mă, noi neglijăm rugăciunea atunci când o practicăm în funcție de vreme. De predispoziția pentru rugăciune. Ați avut momente în viață, frați și soră, când ați, ați avut predispoziție să vă rugați. Abia ați așteptat să vă retrageți undeva să vă rugați. Ați avut momente în felul ăsta sau erați pe drum, sau erați în autobuz sau erați în mașină și n-ați putut să, să faceți un timp de rugăciune cum sunteți un, de unul singur acasă, dar ați fost cu gândul îndreptat spre Dumnezeu cât ați luat călătoria aceea cu autobuzul sau cu trenul sau cu avionul, ați fost în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, vi s-a întâmplat lucrul de felul acesta dar ați avut momente în care n-ați avut predispoziție să vă rugați eu am avut ce faci când nu ai predispuție să te rogi? Te rogi. Pentru că rugăciunea, dragime, nu-i doar pentru vreme bună. Nu-i doar pentru atunci când sunt odihnit. Oamenii aceștia au neglijat rugăciunea pentru că erau obosiți. Au căzut de oboseală. Eu nu mă rog pentru că sunt odihnit, și atunci când nu mă rog, nu o fac pentru că sunt obosit. Sar peste rugăciune pentru că sunt obosit. Deci, perioada de după cina Domnului s-ar putea să fie să pună în fața noastră pericolul acesta să neglijăm rugăciunea. Pentru că avem impresia că suntem ne suntem suficienți nouă înșine, că nu mă uit la modelul acesta Hristos, că fac în funcție de vreme Dumnezeu să, să ne ferească, dragii mei, să neglijăm rugăciunea. Dumnezeu ne învață prin Scripturi să ne rugăm permanent. Să avem o viață de rugăciune. Încă o dată spun, o să avem poate toată ziua să ne retragem în cameră să ne rugăm. Dar putem trece prin lumea aceasta în viață într-un duh al rugăciunii. Dacă am neglijat rugăciunea, Dumnezeu să ne ierte. Și Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute să punem rânduială și în viața noastră de rugăciune. Și mai spun un singur lucru, de gemei, mei, un alt pericol care stă înaintea noastră este încălcarea angajamentelor spirituale. Spune la Scriptură aici că după ce au stat la masă, au cântat cântarea, Domnul le-a spus cum se vor derula lucrurile, le-a pus înainte această avertizare că noaptea ce va fi una primejdioasă, Petru și-a luat un angajament, și nu doar Petru. Dar a zis Petru, eu și la moarte mă duc cu tine. Și spune Sfânta Scriptură, toți ucenicii au spus același lucru, toți au luat același angajament. Vedeți, mei, viața noastră este o sumă de angajamente. Ne-am angajat cândva în apa botezului că o să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos toată viața noastră. Și cei mai mulți din locul acesta ați făcut acest lucru. Ne-am angajat poate într-o anumită circunstanță de viață să fim mai buni. Mai corecți. Să alucăm mai mult timp familiei. Că am fost foarte împrășteați probabil cu, cu, cu multe lucruri. Ne-am angajat la multe lucruri. Ascultați-mă! Angajamentul nostru spiritual devine obligația noastră. Când ne-am angajat, ne-am obligat înaintea lui Dumnezeu să facem ceea ce ne-am angajat să facem. Să-L pe Domnul până la capătul vieții. Asta trebuie să fac. Și de fapt, frați și surori, ascultați-mă, după fiecare vorbire a lui Dumnezeu, după fiecare mesaj al lui Dumnezeu, nu ar trebui să luăm angajament înaintea lui Dumnezeu. Să facem ce ne cere Dumnezeu. Scrie Apostolul Pavel Colosenilor, Acum lăsați-vă de toate acestea. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de pismă, de clevetire. Vă vreau să vă întreb. Când Dumnezeu pune asta în fața noastră printr-un mesaj predicat în Scriptură, ar trebui să luăm angajamentul acesta, Doamne, mă las de toate astea. Ar trebui? Sigur că ar trebui. Petru și ucenicii și-au luat acest angajament. Și ascultați-mă, l-au ținut sau nu l-au ținut? L-au călcat. Deci, noi încălcăm uneori angajamentele noastre în domeniul spiritual, poate și în alt domeniu, pentru că sunt angajamente pe care le luăm în pripă. Ne pripim. Nu calculăm costurile. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură în Cartea Judecător despre unul Iefta. Ați auzit de Iefta? S-a dus să se bată cu fiul Amon. Și a făcut așa o juruință înaintea lui Dumnezeu. Un angajament. Dumnezeule, dacă tu ești cu mine, dacă mă ajut să biruiesc, dacă mă întorc victorios, ce-mi iese întâi pe poartă, aceea îți jerfesc ție. Vreau să întreb, a fost pripit angajamentul ăsta sau nu? Știi ce ne a ieșit pe poartă prima dată? Când a venit de la victoros de la luptă. Fica lui. Și a zis, o, oh, rău mai rovit, mai, 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 mai rănit. Că am făcut o juruință și nu pot călca. E obligația mea. Ei, dragii mei, Petru, noaptea aceea, a făcut un angajament uh, pripit. N-a calculat costurile Că, dragii mei, angajamentele uneori luate, ele costă ca să le poți împlini. Știți locul acesta? Zicea unul către Domnul Iisus Hristos, te va urma unde, oriunde vei merge. Ați zis vreunul de aici, dintre noastre, că îl urmați pe Domnul Iisus Hristos, ori prin ce situație de viață va trebui, va trebui să treceți. Ați făcut angajamentul acesta. Și a zis Domnul Iisus Hristos către așa, vulpile au vizuini, Păsările celor au cuiburi, dar fiul omului n-are ușă unde-și odihni capul. Știi ce înseamnă asta? Adică tu zici, tu te angajezi, că mă urmezi oriunde mă voi duce. Dar ești dispus să plătești prețul? Să renunți la confortul tău? Că vulpile au vizuini, păsările celor au cuiburi, fiul omului n-are -are confortul ăsta. Ești dispus să renunți, să plătești prețul. Noi suntem, dragii mei, în pericolul acesta să ne călcăm angajamentele pe care le luăm pentru că le facem fie pripit, fie nu calculăm costurile. Fie că nu veghem după ce ne-am luat angajamentele. Dragii mei, nu veghem în viața asta foarte schimbătoare. Știți, Petru și-a luat angajamentul acesta într-un moment extraordinar. Să te la masă cu Domnul. Și când ești la masă, poți să promiți orice. De nu s-a gândit că viața nu stă tot, tot la sărbătoare. Cum poate noi nu ne gândim că viața nu stă tot timpul în biserica lui Dumnezeu, în fața cinei Domnului, că ieșim de aici și viața se schimbă. Când stai la masă, când Domnul este cu tine, este lângă tine, când l-ai văzut în atâtea circunstanțe că a făcut minuni și a arătat puterea, pot să zici, mă duc și la moarte cu tine. Dar ies afară. Și vin dușmanii. Dragii mei, e la fel la sărbătoare sau în fața dușmanilor. Omul ăsta n-a vegheat atunci când și-a ținut și-a luat angajamentul acesta să-l țină în orice circumstanță de viață. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că Iacov când a plecat de acasă, a ajuns undeva într-un loc, a dormit peste noapte cu o piatră căpătâi și-a avut viziunea aceea extraordinară. Descoperire de la Dumnezeu. Mi s-a arătat Dumnezeu, era la capătul scării sus, îngerii se, se suiau, se coborau pe scara aceea și dimineață, sau în visul acela, Dumnezeu i-a spus pământul ăsta pe care stai tu culcat, îl ți dau ție. Și dimineața a zis, a zis Iacov, aici este casa lui Dumnezeu. Dacă tu, Dumnezeule, vei fi cu mine, îmi dai pâine să mănânc, haine să mă îmbrac, tu vei fi Dumnezeul meu. Mă vreau să vă întreb, Dumnezeu i-a dat pâine să mănânce? I-a dat haine să îmbrace? A fost cu el în călătorie. Și când se întoarce înapoi și ajung la casa lui Dumnezeu, sau în zona unde era casa lui Dumnezeu, a zis către cei din casă, scoateți Dumnezeu străini. Păi, tu ți-ai luat un angajament. Dumnezeu va fi Dumnezeul tău. Cum au ajuns Dumnezeu străini în casa ta? mai mi nevegherea ne poate. Duce până acolo încât să călcăm angajamentele pe care le-am luat înaintea lui Dumnezeu. Vă mă rog, Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce am vrut să spun în seara aceasta, degema, este că perioada de după cina Domnului n-ar trebui să o neglijăm. Este la fel de importantă ca cea de dinainte. N-ar trebui să lăsăm garda jos, să avem impresia că putem să ne permitem orice și când va veni următoarea cina Domnului, o să fim atenți câteva zile, să rezolvăm lucrurile. E important înainte și e important după. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Să nu ne încălcăm angajamentele spirituale, să nu ne grijăm rugăciunea. Să nu trăim ca și o biserică împrăștiată, ce adunați în jurul lui Hristos și a obiectivelor lui. Dumnezeu din cer să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin.